Așadar, o frumoasă poveste de dragoste care a dus la întemeierea unei familii. Cei doi tineri au trecut testul timpului și de curând au împlinit un an de relație. Îi invităm în platoul nostru pe Andreea și Marian Buda, care au venit tocmai de la Maramureș. Hai să îi revedem! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit, dragilor, vă rog să luați loc. Tocmai de la Maramureș ați bătut voi drumul. Da, și chiar de dimineață am plecat și acum am ajuns. Mamă, dar ați ajuns bine! Chiar ați ajuns bine! Sunteți punctuali, punctuali. Da, dar n-ai fost punctual la prima întâlnire, adică acum te dai punctual, dar fix când trebuia să fii... Acum mă luați în primii revache, deși am... Vezi că nu te-am lăsat să te odihnești, că nu-i timp de o hodină. Da, păi la prima întâlnire eu am fost punctual, dar așa a fost să fie că am ajuns mai târziu. Și m-am luat în primire. În primire, dar ce? Credeai că te lasă? Adică nu e bine să știi, e clar, femeia să pună piciorul în prag... Sincer, nici nu cunoșteam, atunci am văzut-o prima dată și mai ia direct, a, păi, nici nu m-ai văzut. Nici nu te-am văzut. Era... Deci era un blind date și n-am știut cu cine. Dincolo de paravanele astea, dincolo de lucrurile astea, v-ați simțit că altfel n-ajungeați aici. Da, am avut multe lucruri în comun și așa ne-am dat seama că suntem făcuți, probabil, unul pentru altul. Probabil, nu mai zici. Atunci era probabil. Nu mai e sigură treaba. Da, cam... Pe 2 aprilie am împlinit un an de relație. Mulți înainte. Eu vreau să vă întreb așa. Multă lume spune că nu rezistă cuplurile făcute în acest gen de emisiuni, însă cred că voi sunteți singurii care ați reușit să aveți din tot sezonul vostru. Sezonul 3 în care am fost noi, dintre cei care ne-am căsătorit în emisiune, decât noi. Cred că voi ați mai rămas. Împreună, da. Câte șanse ați avut că veți rămâne împreună și că veți fi fericiți? Adică nu prea vi s-au dat șanse în emisiune. Ba da, nu știu exact. Păi Liviu cred că nu va da șanse. Da, exact, probabil el. Bine, nici eu nu i-am dat lui și eu. Da, tu ai avut dreptate. Și ce se întâmplă? Ce satisfacție are el? Nu am nicio satisfacție, vă spun foarte sincer. Nu, pot să zic că nu mă interesează. Nu ne ajută și nu ne încurcă cu nimic, dar a fost așa, de discuție, de vis-a-vis de discuțiile pe care le aveam noi în casă. Da. Da. Vreau să vă întreb cum e viața la un an de căsnicie. Nu e chiar un an de căsnicie, e un an de relație. Un an de căsnicie facem pe 1 august. A, un an de relație. Da, corect. Un an de relație, cum e viața? Schimbată total pentru mine, cel puțin, pentru că, nu știu, am luat-o de la zero împreună, cumva. Și... Da, cum de-ați reușit voi și ceilalți nu? Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Păi nu știu, hai să-i sunăm, să-i întrebăm. Nu mai țineți legătura? Ba da, țin legătura cu majoritatea. Cu el n-am, dacă v-ați zis mai înainte de Liviu, cu el n-am mai vorbit de atunci, de când s-a terminat finala. Am mai vorbit noi, că a fost pe aici cu niște probleme. Da. Foarte bine. Cu Bogdan am vorbit zilele trecute. Acum, ce să zic, cel mai bine ar fi să vorbiți direct cu el, să vă dea detalii despre ceea ce s-a întâmplat. Dar despre voi? Despre noi. Cum ați reușit voi? Noi suntem, nu știu, trebuie să fi făcut unul pentru altul, nu? Altfel nu ai cum să... Și cum ați simțit asta? Pentru că, uite, ceea ce știu de multă vreme, măi, mamele astea, sau mă rog, locțiitorile de mame, de cele mai multe ori, în loc să vină să te ajute, nu fac decât să te încurce. Da, în să te încurce, să-ți spună nu, să te arate tot ce e rău, tot ce e urât, să-ți spună piedici, zici că e făcut să... În loc să-ți facă bine, să-ți facă rău. Cu toate astea, n-a contat. La noi nu a fost cazul de așa ceva. Mătușa Malvina m-a susținut, a știut exact. Lasă, că mi-a plăcut, că e asupțâță, că fumează, că... Acum mai știm și noi. Normal, ca și o soacră a fost acolo. Soacră, trebuie să bagi de vină, că o soacră niciodată nu vă spunea ce bine, ce frumoasă, ce... Ba da, soacra mea spune. A, ta spune. Stai că începem. Azi că n-a durat mult. Un an de relație și deja. Ia zi, ce zice soacră ta? Nu, soacra mea este foarte bună cu mine și mă iubește foarte mult, dar acolo eu m-am gândit și m-am gândit la mătușa Malvina că nu prea ar avea rost să mă supăr sau să am discuții în contradictoriu, pentru că oricum nu o să locuim cu dânsa. Și cu soacra e mai bine? Păi nu locuim. Nu locuim, dar ne înțelegem foarte bine. Stați singuri. Păi de aia sunteți fericiți, dragilor. Asta e secretul. Am stat o perioadă foarte scurtă după ce am ieșit din emisiune. Am stat probabil vreo o lună, ceva de genul. Eu în august am în fiecare zi cântări și Andreea a rămas singură acasă, cumva cu a mei. Și după aia, în septembrie, cam așa, noi ne-am mutat deja singuri. Da. Numai noi și... Ce face ea când pleci tu la cântări? Că o să înceapă sezonul acuși.
Și lași fata, pleci nopții întregi, vii rupt de acasă, da, dormi și pleci. Păi are treabă și ea. Ce? S-a reprofilat și ea. Acum, make-up artist, urmează să înceapă evenimentele și așa că o să facă. Mergeți împreună, ea da, pregătește ziua și tu îi distrezi noaptea. Exact. Deci faceți echipă bună. Da. E grea viața de soție de artist? Momentan, adică n-am prins foarte mult. A fost sezonul de când am ieșit din casă, dar da, cam în momente importante cam îi simt lipsa. Adică cum a fix fost de Crăciun, de exemplu. Da. De Crăciun el a fost plecat. A fost la cântat o săptămână. Da. N-ai ce să faci, asta e meseria noastră, trebuie să... Așa o să fie în toate sărbătorile alea importante. Da. Da. Uite, v-am văzut, ați intrat de mână, stați și acum de mână, vă simțiți bine, unul cu celălalt se vede, aveți chimie. Dar atunci când nu vă înțelegeți, de la ce pornește? Nu știu, de obicei de la chestii minore. Îmi place, am eu o plăcere așa, nu știu. Îmi place că se agite repede, se enervează și atunci vorba, cum se spune la noi, la Maramureș, o atâț, știți? Și și eu mă enervez imediat, dar ne trece. Deci, dar unde locuiți în Maramureș? Locuiți? Da, unde? Chiar la Baia Mare. Chiar în Baia Mare. Da. Voi doi, doar da. Voi doi. Da. Și cât de des mergeți? Părinții sunt tot în Baia Mare? Da, sau? La, deci în oraș. Da, exact, în oraș, da. Am înțeles. Și întâlnim, aproape, probabil la 2-3 zile mergem și pe la ei. Mai... Gătește soția ta. Deci asta vreau să spun. Face o mâncare extraordinară. Nu știu unde am găsit-o. O laudă și a mei. Foarte tare sunt. Taică-mea, bă, știe, face mâncare, super, e fată. Tu din ce zonă ești? Giurgiu, județul Giurgiu. Tu ești de aici, sudistă? Și am locuit în București 6 ani și am mutat la Baia Mare, acum sunt moroșanca. Acum. Problema știi care este? Că de obicei moroșenii, cum gătesc ei, nu gătește nimeni, mâncărurile tradiționale ale lor nu le știu decât ei. Cum de ai găsit o nevastă care să fie și, uite, pe placul socrilor și din punctul de vedere? Știți care chestia? Eu un pic așa mai... Mie-mi place mâncarea mai fresh, mai sănătoasă un pic și ea chiar asta face. Maica mea, în schimb, face o mâncare foarte bună, dar cum se face la noi? Grasă. Foarte bună mâncare, dar grasă. Leiuri, da, smântână, mult. Da. Și se vede deja cum am plecat la Maramureș în emisiune, aici se vede, uitați. O să zică, măi copcile, mă, ce-ți face, mă, fata asta, că uite ce ai slăbit, că la mine ce bine erai. Eram într-un fel... Cam prea bine, nu eram... Acum azi mai ok, dar trebuie să mai dau jos și din asta. Că face soția mâncare bună, ce să fac? Spuneți-mi voi, care e partea frumoasă a unei astfel de relații în care n-ai voie decât așa, lucruri foarte mici, gesturi, mici săruturi și atât, și o iei de nevastă și abia după aia, practic, ajungeți să vă cunoașteți cu totul. Care e partea frumoasă a unei astfel de relații? Nu știu, eu pot să zic că n-am... Parcă asta e o poveste de dragoste, nu știu, cum era pe vremuri cândva. Ca în romane. Da, nu crezi, bineînțeles, cum ai stat 3 luni, 2 luni cu ea fără să vă pupați, să vă sărutați. Nu, am stat, cred că 3 săptămâni am povestit până am cunoscut, s-o sărut. Ceea ce în afara, adică în viața reală, nu se întâmplă asta. Adică... Da, e mai interesant. Da, exact, se consumă totul prea repede în viața reală. Ai tăi ce au spus? Ai tăi au fost de acord, l-au agreat pe el, felul lui de a fi, stilul lui de viață, faptul că bine, lasă sincer fata... Să fiu cu dumneavoastră, sincer să fiu, mi-a spus mama ei că la început zice, wow, mamă, nu cu băiatul ăsta, este cel mai arogant, cel mai figurant, nu cu el, oricum cine, nu cu el. Și după aia a început să-i placă probabil de mine, acum da. Păi cum ai zis tu, mă, ai mașini de lux, ai casa, ai avere și n-aveai nevastă? N-a vrut să aibă până atunci. Pe cum? Păi când ai toate astea, știi câte neveste ți apar, câte doritoare? N-a fost să fie, că degeaba poți să ai orice în lumea asta, dacă... Știți cum e? Eu am o vorbă, degeaba ai de toate dacă n-ai cu cine să le împarți. Cea mai mare bucurie e să împarți ceva cu o persoană dragă. Altfel, pe toate le sărutai din prima zi. Nu ca aici, după 3 săptămâni, să duci muncă de convingere, să vezi dacă o merge, dacă o vrea. Vedeți dacă am uitat pălinca acasă, cum dă în mine. Glumesc. Și cu pălinca te dovedeam, să știi. Asta că vii data viitoare, stai liniște. Bun. Tot aici ne găsești. Ce vreau... Deci, practic, tu cum? Tu ești din orașul lui Liviu? Nu, din județ. Din județ. 45 de km de față de București și de la 18 ani și jumătate m-am mutat în București. Am înțeles. Și tu nu te-ai întâlnit cu Liviu, adică nu... Nu-l cunoșteam. Nu-l cunoșteai. Nu. Nu ne știam între noi acolo pe emisiune. Atât eu am cunoscut-o pe Maria, că era de la noi de acolo din zonă și a fost în câteva videoclipuri la mine înainte să fie. Da. Și așa, o cunoșteam și pe încă o fată din emisiune care a fost la altă emisiune înainte unde ne-am cunoscut. Atât. Nu, dar n-am avut nimic.